Și apropo de planuri pe care să le punem în practică, haideți să vorbim aplicat despre planuri și despre planurile angajaților români pentru anul în curs. Facem asta alături de Corina Cimponca, founder MCOR Consulting. Bun venit la Apply Conference alături de noi. Vă rog să luați microfon. Bună ziua! Vă mulțumesc celor care încă mai sunteți aici. Am văzut că probabil mulți dintre cei participanții din prima parte a zilei se grăbesc către birou, poate, sau spre un weekend care să înceapă un pic mai devreme. Eu o să povestesc, așa cum spunea și Corina mai devreme, ce aș putea să mai spun nou. O să vin, Corina, în completarea datelor tale cu cifre concrete, pentru că chiar mă uitam că se leagă destul de multe lucruri și asta este bine, pentru că înseamnă că vin ca o confirmare. Astăzi o să vă prezint rezultatele unui studiu pe care l-am derulat la finalul anului trecut pe un eșantion reprezentativ de români, iar datele la care ne uităm astăzi sunt din partea celor care sunt angajați, care sunt activi în mediul de muncă. Am vrut să știm în contextul acesta de instabilitate și de... slide-urile în ordine. Așa. În contextul acesta de instabilitate, despre care tot vorbim și pe care îl conștientizăm și îl resimțim, pentru că tot vorbim despre angajați ca și cum ar fi așa ceva, cineva undeva. Suntem cu toții angajați, nu? Nu suntem cu toții angajați. Chiar dacă suntem proprii noștri angajați sau chiar dacă suntem angajați undeva, toți avem rolul acesta și este bine să conștientizăm asta. Pentru că nu vorbim despre niște oameni abstracți de undeva, vorbim despre noi înșine și despre echipele din care noi facem parte și tot ceea ce s-a vorbit astăzi și o să vă prezint și eu, se leagă și se referă la fiecare dintre noi. Am trecut prin pandemie, am înțeles și presimțim cu vârf și îndesat ce înseamnă noul normal și munca hibrid. Corina menționa mai devreme câți dintre angajați ajung să își dea demisia legat de faptul că iată, sunt chemați înapoi la birou și asta pot să vă confirm și eu și probabil că știți și voi din echipele voastre, oamenii nu mai sunt atât de dispuși să se întoarcă la birou, dar asta nu înseamnă că nu este nevoie și necesar să ne și vedem live. Anul trecut a venit cu instabilitatea dată de război, dar și de fondul acesta al unei crize economice, inflație, nu știm ce va urma anul acesta. Și cumva am vrut să vedem într-o serie de studii de consumer și business sentiment cum se văd lucrurile acestea și cum putem să le adresăm. În primul rând, legat de anul trecut, angajații în general au resimțit stabilitate. În același timp, volumul de muncă resimțit a crescut. Apropo de toate discuțiile despre burnout care au apărut astăzi. De asemenea, peste jumătate dintre angajați au resimțit un moral mai scăzut la colegilor. Este firesc cumva să, dacă muncim mai mult și suntem mai stresați, să avem un moral mai scăzut. O să vedem cumva și care este impactul acestui lucru. Dar apropo de faptul că ne îngrijorează partea asta de instabilitate, care a fost contextul de anul trecut? În primul rând, doar 3 din 10 angajați au primit creșteri salariale în contextul în care a fost un an în care știam că este inflația în creștere. Cei mai mulți dintre cei care au avut salariile crescute au fost tinerii și angajații cu venituri mari. Și o să vedeți că același lucru se vede și în cazul beneficiilor, care mai degrabă au lipsit, dar atunci când au existat, din nou au apărut la tineri, cei foarte tineri, Gen Z, care foarte probabil erau la primul job sau la unul din primele joburi și atunci cumva este firesc ca creșterile să fie resimțite mai mult. În același timp, din nou, angajații cu venituri mari au avut parte de mai multe beneficii, ceea ce cumva ne duce cu gândul la o creștere a gap-ului între cei care au și care nu. Din nou, apropo de flexibilitate, ea s-a menținut mai degrabă anul trecut.
Gen Z, practic tinerii până în 25 de ani au resimțit mai multe fluctuații, dar din nou putem presupune că au fost la primele joburi și chiar dacă au fost sau nu remote, au resimțit aceste schimbări. 4 din 10 din 10 angajați raportează o creștere a volumului de muncă. Din nou, iar asta se resimte foarte mult în rândul celor foarte tineri, practic ne referim la oamenii până în 40 de ani. Echipa s-a redus pentru un sfert dintre angajați, iar asta vine în directă legătură cu faptul că jumătate dintre angajați au simțit un moral în scădere. Practic, echipele au scăzut, moralul a scăzut, volumul de muncă resimțit a crescut. Da? Deci am încheiat în 2022 pe un fond mai degrabă de stres, de presiune. O parte dintre colegi ne-au plecat și cei care am rămas trebuie să compensăm. Cum se vede 2023, în general oamenii simt că au parte de un context destul de stabil la muncă, nu se tem pentru jobul lor decât foarte puțin, 5% dintre angajați, asta în special în rândul celor cu venituri mici. Din nou, acel grup vulnerabil care s-a distanțat, așa cum vedeam, inclusiv în cadrul creșterilor salariale medii. Unul din doi angajați, inclusiv da, cei din sală, cei din echipele noastre, putem extrapola în orice sens dorim, ca să înțelegem cât de mare este amploarea. Ok, în medie intenția este destul de mică, dar totuși unul din doi intenționează să plece de la locul de muncă anul ăsta. Deci jumătate dintre colegii noștri se gândesc că ar pleca. Cine se gândește să plece în altă parte sunt cei cu venituri mici și millennials. Millennials despre care o să vedem că sunt dispuși să renunțe la stabilitate pentru un venit mai mare și pentru a-și continua cariera. Pe de altă parte, cei cu venituri mici și cei cu din generația X, cu vârste de peste 45-50 de ani, tind să caute mai mult stabilitate în detrimentul unui salariu mai mare. Practic, sunt dispuși să-și sacrifice bunăstarea pentru stabilitate. Apropo de ce se vorbea și un pic mai devreme despre nevoile diferite ale diferitelor segmente de populație și de da, salariați, fiecare dintre noi până la urmă. Spuneam că am avut mai multe studii de consumer și în zona asta de sentiment analysis și un studiu de consumer sentiment pe care l-am derulat la sfârșitul anului trecut ne arată că 8 din 10 români sunt îngrijorați legat de partea financiară și este de altfel principalul motiv pentru care oamenii și-ar căuta un alt loc de muncă. Ne îngrijorează creșterea costurilor cu viața și stabilitatea veniturilor pe care le avem individual și în familie. Cu alte cuvinte, lăsând la o parte creșteri de carieră și așa mai departe, cu toții trebuie să ne plătim facturile și este o realitate pe care trebuie să o conștientizăm. Decidenții sunt de asemenea preocupați de partea aceasta financiară. Așa că, apropo de partea asta de sentiment și sentimentalism, este un studiu pe care l-am realizat la ultimul Business Days. În rândul publicului, despre cum vedeau atunci cred că în decembrie, noiembrie sau decembrie a fost, cum vedeau liderii de business partea aceasta, ce îngrijora cel mai mult. Și din nou vedem recesiunea, inflația, dar și creșterea costurilor cu resursele umane. Suntem conștienți ca și lideri de business de faptul că trebuie să plătim mai mult. Problema este că uneori nu avem de unde. Sau trebuie să găsim acele resurse dacă în prezent nu există aceste resurse. Ce putem face? Pentru că, sigur, există o serie de probleme. La probleme ar trebui să aducem și niște soluții pe masă.
În primul rând, ceva ce crește nivelul de stabilitate resimțită, chiar de fericire și de predispoziție pentru a rămâne la actualul loc de muncă, este cunoașterea rolurilor, cunoașterea clară a responsabilităților pe care le avem. Iar o astfel de cunoaștere aduce beneficii atât pentru angajați cât și pentru angajatori. Pentru că în felul ăsta oamenii devin mai productivi, știind ce au de făcut, devin mult mai proactivi în munca pe care o au de făcut. Sunt curioasă, dintre cei care au mai rămas în sală, câți derulați studii cu angajații voștri? Sau câți faceți parte din astfel de studii recurente? Foarte puțin, sub jumătate, probabil. Mulțumesc! Peste jumătate dintre angajați nu sunt întrebați niciodată sau sunt întrebați doar rare ori despre cum se simt la locul de muncă. Iau foarte rar parte într-un studiu de satisfacție a angajaților. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu au ocazia să spună ce și-ar dori, ce-i doare și cum pot fi lucrurile mai bune pentru ei. Recomandarea noastră este să faceți astfel de studii în mod recurent. Nici măcar nu vă trebuie o companie specializată. Pur și simplu faceți câteva întrebări într-un Google Forms, asigurându-vă că știți ce simt oamenii din echipele voastre, apropo de moral scăzut și așa mai departe. Este tare important. Pe de altă parte, cred că, Corina, tu punctai asta și mi s-a părut foarte, foarte interesant că informația se găsește și în slide-urile mele, faptul că de multe ori considerăm că putem să ne dezvoltăm doar mergând într-o altă companie. Dar realitatea este că am putea să ne dezvoltăm și aici dacă angajatorii noștri ar ști, întrebându-ne și aflând ce ne dorim, ce nevoie avem. Da, aici cumva sunt afișate intențiile de și măsura în care cred acest lucru diversele segmente în funcție de nivelul de carieră la care se află. Vedem că cei din management resimt acest lucru cel mai mult. Deci cumva ar trebui să avem aceste planuri de dezvoltare pentru colegii noștri și pentru noi înșine până la urmă. Spuneam, da, de aceste oportunități de dezvoltare care ar face 3/4 dintre angajați să rămână. Da, deci este o soluție foarte simplă. Este un soi de investiție pe care oamenii îl apreciază și mie personal mi-a dat de gândit foarte mult cifra asta. Flexibilitatea, care iată că revine și rămâne o temă actuală și trebuie să avem asta în vedere, pentru că 8 din 10 oameni își doresc flexibilitate atât în privința orarului, cât dintre noi nu avem de rezolvat un drum la bancă, de mers cu copilul la școală, de mers la o ședință, de așteptat un instalator, în fine. O mulțime de lucruri care pot să apară și atunci avem nevoie să ne flexibilizăm programul, pentru că tot noi o să recuperăm orele alea și mai încolo. Și apropo de ideea de a ne cunoaște rolurile și responsabilitățile și de ce spunea cineva mai devreme, de faptul că nu mai suntem într-o eră în care să știm ce ne așteaptă, totul este haotic și atunci este mult mai important să putem să aducem rezultate în echipele noastre și să urmărim îndeplinirea unor rezultate concrete decât câte ore a stat omul la muncă. Mai puțin contează asta, ci cât de eficient este munca pe care o face. De asemenea, flexibilitatea locației și ideea de muncă hibrid cu care, ca angajatori, trebuie să ne obișnuim. Iar partea aceasta de flexibilitate reiese din alte studii, nu din ale noastre, dar reiese din cifre faptul că este al doilea cel mai important driver al satisfacției la locul de muncă. Câteva date despre metodologie. Studiul a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național. Vă spuneam că la întrebările acestea au răspuns doar oamenii activi în câmpul muncii, în așa fel încât să știm ce resimt ei.
fost undeva la 450 de respondenți dintre angajați, în total 530 de respondenți pe populația între 18 și 65 de ani a României. În final, eu vă invit să aflați mai multe dacă vi s-au părut interesante cifrele scanând codul. Prezentarea o să fie de asemenea disponibilă la final pe platforma Biz. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție, pentru invitație și sper că au fost interesante informațiile pe care le-am adus astăzi. Mulțumesc!